Pentru ce tipuri de afaceri este Facebook Ads? Bun, promovarea pe Facebook Ads este în primul rând pentru businessurile care nu au un site. Dacă ai site, deja te duci pe Google Search și pe Google Display. Iar aici pot să dau câteva exemple. Să zicem că aveți un magazin fizic, să zicem magazine fizice. Bun, nu știu, vindeți accesorii. Alt tip de business care e posibil să nu aibă un site de la început sunt businessurile care oferă servicii. Și din nou, poate nu aveți un site, vă gândiți că de ce să am site de prezentare, îmi fac o pagină de Facebook. Ceea ce este în regulă este chiar indicat. Deci o altă promovare pe Facebook Ads este pentru cei care nu au un site. A doua categorie de businessuri care, în opinia mea, trebuie să se promoveze pe Facebook Ads și o să aibă rezultate pe această platformă, în funcție, desigur, de buget și de targetările pe care le fac, sunt acele businessuri care oferă discounturi și care oferă aceste discounturi periodic. De ce zic asta? Fiindcă discounturile acestea îl fac pe potențialul client să se oprească din a mai da scroll pe Facebook, îi capteze atenția și îți poate deveni client, îți poate deveni cumpărător al discountului sau cumpărător long term. Bun, ar mai fi businessurile care oferă un giveaway, care fac un giveaway. Din nou, giveaway-urile merg foarte bine pe Facebook Ads. Tot la fel ar mai fi cursurile gratuite. Dacă aveți business-uri care se prestează la a oferi cursuri, când vrei să dai un curs gratuit, este din nou indicat să mergi pe Facebook Ads. Bun, deci aici ar fi odată categoria aceasta de business-uri care oferă aceste reduceri, discounturi. E foarte, foarte bine să te duci cu ele pe Facebook Ads. Ai șanse de reușită mai mare decât restul dacă oferi ceva care poate fi asociat cu o imagine, cu un serviciu automat. Când dăm un exemplu, fiindcă asta am văzut că funcționează și e destul de des întâlnit. Sunt oameni care fac giveaway-uri cu iPhone. Dacă scrii pe un text în Google Search, într-un alt de tip text, scrii într-un headline, giveaway iPhone 12. Nu are același impact ca atunci când dai poză cu iPhone-ul acela și scrii deasupra lui giveaway. De asta e bine să mergeți când aveți promoții foarte bune, promoții care, până la urmă, cam ăsta este obiectivul. Promoții care aduc emoție în rândul clientului, îl fac să cumpere, îl fac să simtă nevoia acelui produs, e bine să mergeți cu ele pe Facebook Ads. Iar aici aș mai completa și cu business-uri care au următoarele tipologii și următoarele tipuri de produse. Haideți să mai facem încă, haideți să punem aici 1 și aici 2. Business-urile care au produse eye-catchy, care îți fură privirea.
Ce înseamnă produse eye-catchy, care îți fură privirea? Spre exemplu, dau un exemplu pe care l-am întâlnit. Aveți un local micuț în care faceți mâncare, faceți spaghete, faceți clătite. Pozele acelea ale mâncării, când le faci foarte profi și ies foarte bine acele poze, poți să te ajuți de ele să îți promovezi afacerea pe Facebook Ads. Lumea dorește astfel de postări, dorește astfel de engagement, este ceva care se mulează foarte bine cu newsfeed-ul Facebook-ului. Produse eye-catchy. Tot la fel dacă ai, spre exemplu, nu știu, ai niște accesorii care sunt foarte frumoase, ai niște haine pe care vrei să le vinzi și sunt foarte interesante și foarte frumoase, merge foarte bine pe Facebook Ads. Dacă ai un magazin fizic, poți face poze la câteva produse și le poți promova pe Facebook Ads, desigur, în proximitatea magazinului sau eventual în orașul în care se află magazinul. Alt tip de business sunt businessurile care vând emoție. Și aici e foarte important și o să dezvoltăm un pic. Businessuri care vând emoție. Ce se întâmplă cu tipurile acestea de businessuri? Sunt businessuri care, spre exemplu, vând rochii de mireasă, da? Deja ai vândut o emoție, o imagine, să te afișezi cu ea pe Facebook Ads, face foarte mult, mai ales în momentul în care instigi emoția clientului. Pot fi exemple nenumărate aici, pot fi sejururi la mare pentru agenții de turism. Din nou, omul acela când o să vadă, clientul acela când o să vadă poze cu mare, cu locații, wow, din nou apelezi la emoția lui și e foarte indicat să mergi cu astfel de business-uri pe Facebook Ads. Bun, aș vrea să mai completez la primul punct, fiindcă aici mi se pare ceva destul de important de discutat, acestea business-urile care nu au un site. Haideți să vă explic un pic cum văd eu și cum le-am recomandat multor clienți să procedeze în situația aceasta când nu ai un site și vrei totuși să-ți promovezi afacerea. Tu, să zicem că vinzi, vrei să testezi, de fapt, fiindcă foarte mulți nu fac ei studii, cercetări de piață să vadă dacă produsul lor chiar o să prindă și o să vândă. Să zicem că vrei să vinzi creioane, da? Tu, înainte să bagi toți banii în a-ți face un site în care să pui content, în care să ai designer, în care să ai teme pe care le plătești, în care să integrezi platforma de e-commerce cu site-ul unde vinzi tu creioane și tot așa, testează un pic cu un Facebook Shop. Testează cu o campanie de awareness. Testează un pic să vezi dacă ai clientelă pentru acel produs, dacă oamenii caută produsul tău. Foarte mulți se aruncă să facă direct un site. Nu consider că este o abordare greșită nici așa, dar eu unul aș testa mai întâi cu o pagină de Facebook, cu câteva ad-uri și după, dacă într-adevăr business-ul este scalabil și business-ul are potențial, da, îi faci site, faci o promovare 360 și cu email marketing și cu Google Search și tot așa. Cam despre asta a fost clipul acesta, un clip destul de rapid. Lăsați mai jos comentarii cum vi se par aceste idei și o să urmeze tot pe același model și promovarea pe Google Search, pe Google Display, pe TikTok și pe alte platforme de advertising. Până data viitoare, spor la vânzări!